Suntem, desigur, departe de aceste deziderate. Viața reală din România reală dezvăluie restanțe mari la capitolul condițiilor de muncă, a salarizării, a împlinirii personale, financiare și spirituale. În modesta mea opinie, pentru a rezolva aceste probleme, este nevoie de un antreprenoriat combinat cu politici sociale inteligente, care să stimuleze educația și formarea profesională, nu sărăcia și dependența de ajutoare sociale. Simplele promisiuni pentru ajutoare sociale, practicate de multe guverne de stânga și, ca să fim sinceri, tolerate și de unele guverne de dreapta, sunt o travă care a distrus cultura muncii și setea de performanță în multe zone ale țării, de unde și un nivel de diferență între dezvoltare economică accentuat în vest și mai slab în est și de un sud, ceea ce este un factor de risc pe termen lung, chiar pentru securitatea națională, nu numai pentru bunăstarea economică.